O oglindă, o bicicletă, un mecanism rotativ cu păpuși de lemn, un sistem cu mișcare și umbre, pus în funcțiune de utilizator, o menagerie a dorințelor și o cutie muzicală nomadă se regăsesc în proiectul declarat câștigător. Selfie Automaton și menageria dorințelor îi are ca autori pe Tiberiu Bucșa, Gal Orsolia, Statis Marcopulos, Adrian Aramă, Oana Matei și Andrei Durloi. Juriul a remarcat la proiect tratarea temei generale printr-o perspectivă universală. E un proiect care merită toată atenția noastră, pentru că este cu totul deosebit. Noi apreciem întotdeauna și în primul rând capacitatea creativă. Este un proiect comun, care are deja o istorie în spate. E un proiect de succes. Știți că participarea României la Bienala de la Veneția, care are două componente, Bienala de Arhitectură și Bienala de Artă, este probabil cea mai de succes participarea României la un în domeniul artelor plastice și arhitecturii în Uniunea Europeană. Echipa și-a propus să traducă automatisme și stereotipuri specifice vieții cotidiene într-un set de mecanisme care pun sub semnul întrebării poziția relațiilor oamenilor în contextul social. Expozițiile constau în realizarea a 6 automate mecanice, 3 pentru pavilionul mare, 2 pentru spațiul ICR și un teatru nomad, fiecare dintre acestea alcătuit după un scenariu distinct. Un mecanism care o pune în mișcare pe Maria Antoaneta, care cântă la xilofon. Toate sunt din secolul XVIII și trebuie să înțelegem că în secolul XVIII mari meșteri, sculptori și mici ingineri distrau aristocrația construind astfel de mici mecanisme care sunt formele mult mai elaborate ale ceea ce știm cu toții cu știuța muzicală cu balerina. Juriul a apreciat abordarea unică a proiectului, care amplasează omul în centrul atenției. Potrivit organizatorilor concursului, câștigătorii urmează să negocieze cu Ministerul Culturii, respectiv Institutul Cultural Român, condițiile de realizare a amenajării celor două spații expoziționale. Concursul a fost organizat de Ministerul Culturii, Ministerul Afacerilor Externe, Institutul Cultural Român și Uniunea Arhitecților din România. Ediția din acest an a Bienalei de la Veneția, care va avea loc la vară, are ca temă Reporting from the Front, cu scopul de a atrage atenția asupra războiului care afectează arhitectura contemporană. De peste 100 de ani, Bienala de la Veneția reprezintă cel mai important eveniment în viața artistică internațională, încorporând expoziții și dezbateri din artă, film, muzică, teatru și arhitectură. Bienala se bucură de o popularitate din ce în ce mai mare, iar în 2014 a atras peste 200.000 de vizitatori.